și începe, deschide seria întrebărilor Elena Matei, care zice așa: Constantin Noica despre deosebirea între eliberare și libertate. Eliberarea, spune el, te scoate de sub anumite puteri. Libertatea îți dă, îți conferă anumite puteri. Adevărul are, în perspectiva teocentrică, ambele semnificații ale libertății. Te scoate de sub puterea păcatului, a greșelii, a diavolului, dar în același timp îți și dă, conferă puteri. Interesantă perspectivă despre adevăr. Cum vi se pare această abordare despre adevăr? Întreabă Elena. Foarte bună întrebarea și abordarea lui Constantin Noica despre deosebirea dintre eliberare și libertate și legătura aceasta pe care încercăm noi să o stabilim cu adevărul este foarte profundă și iluminatoare, aș putea să zic. Pentru că Noica face o distinție semnificativă între aceste două concepte care uneori sunt considerate sinonime, eliberare și libertate. Oare sunt ele sinonime? Cum vă sună vouă? Eliberare și libertate. În viziunea sa, eliberarea este un proces pasiv, da? Te scoate de sub anumite puteri, deci eliberat din pușcărie. Eliberată o pasăre, eliberăm o pasăre din colivie, da? O eliberăm. Deci a ieșit de sub puterea mea, de sub constrângerile pe care le avea și este în libertate, da? În timp ce libertatea, ce înseamnă? Este un proces activ. De ce? Pentru că fiind în libertate, îți conferă puteri și capacități și responsabilități, aș zice eu. Vedeți, libertățile pe care noi ni le-am câștigat chiar ne conferă și responsabilități. Pentru că fiind liberi, putem face lucrurile după mintea noastră. Și nu întotdeauna mintea noastră este atât de strălucită, de avansată, de dezvoltată, da? De înălțată, încât să găsim soluțiile sau să facem lucrurile cum este cel mai bine, nu numai pentru noi, ci și pentru binele cel mai înalt, un adevăr, dacă vreți, ecologic. Adică un adevăr care să nu afecteze pe cineva, da? Mă rog, o soluție, da? Care să nu afecteze pe cineva. Vedeți, aceste idei, aceste concepte a lui Constantin Noica sunt foarte, foarte profunde. Adevărul, conform acestei viziuni, are un dublu rol. Păi odată ne eliberează, deci eliberarea de sub puterea negativă, da? Și conferirea de puteri. Deci sunt aici două, cum să zic, două dimensiuni, da? Două dimensiuni foarte importante. Deci eliberare, care înseamnă cu caracter pasiv, și libertate, care are un caracter activ și conferă, este împuternicitoare. Libertatea îți oferă puterea de a lua decizii, de a face lucruri, de a acționa, de a face, da? Această abordare a adevărului este eliberatoare, cum spuneam, cât și împuternicitoare. Deci, în concluzie, perspectiva lui Noica asupra adevărului, ca fiind simultan eliberatoare și conferitoare de puteri, oferă o înțelegere nuanțată și profundă a acestui concept fundamental.